Pentru vărsător. Fericirea înseamnă libertatea în activitățile zilnice, ele se îmbină cu energia momentului, soarele se află în gemeni, se caută informație, aceasta este culeasă, retransmisă celorlalți, nu se emit păreri proprii, se dispune de informații, se poate spune că sunt mai multe opțiuni și. Putem vorbi chiar de fericire care are legătură cu progresul, cu capacitatea de refacere după o criză. De asemenea, e o perioadă bună pentru creativitate, pentru a fi mai revoluționar, pentru a vă atinge țelurile. Relațiile sunt favorabile progresului creativității, iar fericirea înseamnă pentru voi adeseori legătura cu resursele, cu bunurile materiale. Prin creativitate, prin spiritualitate, prin imaginație, intuiție, prin urmărirea ceea ce vă doriți cu adevărat. Discuțiile cu apropiații au legătură cu fericirea, cu distracția, cu ceea ce vă aduce independență, dorința de studiu, dezvoltarea spirituală, intuiția, creativitatea, inspirația, relații uh, foarte bine stimulate pe. Zona de prietenie, iar resursele și bunurile materiale, cele familiale, pot să vă aducă mai multă fermitate, mai mult curaj de a acționa, forță interioară, capacitatea de a fi prudenți, de a vă atinge scopurile. Rezistența vine din voința voastră de a acționa disciplinat, de a vă depăși, până la urmă, greutățile, relații cele mai probabile de colaborare, relații profesionale. Resursele bunurile materiale pot crea ceva frustrări, ceva nervozitate, ceva încăpățânare și lipsa unor șanse reale poate să aducă chiar răsturnări de situații. Aici vorbim de relații care pot fi marcate și de blocaje, iar răsturnările de situații de care spuneam mai înainte se rezolvă primul rând prin autodisciplină. Sănătatea poate să fie mai lipsită de vitalitate, iar folosirea resurselor și a bunurilor materiale au legătură cu căminul, cu trecutul. Ele pot să vă aducă stabilitate, pot să vă aducă creativitatea, să vă aducă la lumină spiritul practic, gândirea calmă, înțeleaptă și relațiile de colaborare.